Rămânem ridicați în picioare, aș vrea să citesc cuvântul care a fost programat pentru această zi. Citim din Filipeni, capitolul 3. Am să citesc tot capitolul. Este un capitol care vorbește și despre învierea Domnului Iisus Hristos și puterea învierii sale. Filipeni, capitolul 3, de la versetul 1. Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Mie nu mi-este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrijelații aceia. Că cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult, eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evreu, în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Dar încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, da, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință, dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea, Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Amin. Previților, Filipeni, capitolul 3, este unul dintre pasajele biblice din epistolele apostolului Pavel și chiar din cartea Faptelor Apostolilor, care ne deschid o fereastră largă și ne descoperă gândirea apostolului Pavel cu privire la mântuire. Cât de mult înseamnă mântuirea în viața apostolului Pavel. Sunt trei lucruri pe care aș vrea să le abordez în această seară, trei aspecte legate de mântuire. Sunt multe lucruri recuperabile în viața de credință și de pocăință. Adevărul este că traiectoria noastră către împărăția lui Dumnezeu, către desăvârșire, este de multe ori o sinusoidă. Mai avem și voi.
nu încurajăm și nu recomandăm să ne complacem în ideea că nu doar creștem și scădem. Scăderile, mai rău, căderile, în traiectoria aceasta crescândă spre desăvârșire, sunt foarte periculoase. Și unii, dacă nu veghează, căderea aceasta poate să fie extrem de dăunătoare, spiritual, sufletește, și în unele cazuri poate fi fatală. Iată de ce, chiar dacă recunoaștem realitatea acestui drum către împărăția lui Dumnezeu, presărat cu foarte multe tentații, cu foarte multe ispite, recomandăm poporului lui Dumnezeu să evite căderile și chiar stagnările. Să știți că uneori căderile noastre sunt rezultatul unei perioade de stagnare, când dacă nu creștem, coborâm. Știți că este o cântare care n-am mai cântat-o de mult. Ia vedem, frate Daniel, vreodată aia cu te ridici sau cobori. Te întreb de două ori. Te ridici sau te cobori. Pentru că dacă nu te ridici, precis, cobori. Și nu vrem să coborâm, vrem să urcăm. Dar ceea ce vorbește aici Apostolul Pavel, în acest capitol 3 din Filipeni, sunt aspecte vitale care țin de mântuire și mântuirea ține de ele. Ele atârnă de mântuire, dar și mântuirea atârnă de ele. Mântuirea nu este doar un cuvânt. Mântuirea nu este doar un fenomen. Mântuirea, cum auzeam mai devreme, în predica fratelui păstor Adrian Tișe, este un stil de viață. Complex. Este un pachet. Este o doctrină complexă. În teologie se numește soteriologie. Și tratează multe lucruri. Manualele acestea, să știți că sunt destul de groase. Sunt multe lucruri care compun ceea ce noi numim, într-un termen uneori simplificat, mântuire. Mântuire, ce înseamnă mântuire? Ei, mântuirea, spune Apostolul Pavel, este o problemă de identificare și de identitate. Cine am fost și cine suntem? Cum să nu mai fim ce am fost și cum să devenim cine trebuie să fim? Și sunt trei lucruri pe care el le abordează legat de această identitate a noastră, identitate pe care o căpătăm, prin care căpătăm mântuirea, și identitate asupra căreia trebuie să veghem, să o păstrăm, pentru că odată cu ea ne păstrăm mântuirea. Știți că Domnul Iisus Hristos spunea în Ioan 15, trebuie să rămâneți în mine. Pentru că dacă nu rămâneți în mine, nu aduceți roadă. Și noi am putea să interpretăm simplist lucrul ăsta. Spune, dacă n-aduc roadă, n-aduc roadă. Că și sămânța care a căzut într-un pământ bun, spune că una a adus mai mult, alta mai puțină roadă. Dar a adus roadă. Eu sunt într-un sezon de secetă, n-aduc roadă, nu produc nimic pentru împărăția lui Dumnezeu, dar măcar sunt mântuit. Nu. Spune, pe mlădița care aduce roadă, el o curăță ca să aducă mai multă roadă. Pe cea care n-aduce roadă, o taie
și o aruncă în foc. De ce? Pentru că acea mlădiță deja este separată. Dacă ar fi în Hristos, ea pare că este în Hristos, dar nu mai extrage, nu produce. Și pentru asta, spune, o taie și este aruncată în foc. Trebuie să rămân puțin la aspectul acesta ca să clarific, pentru că foarte mult spune, eu aduc rod, ce înseamnă să aduci rod? Vă reamintesc că am mai spus lucrul acesta în biserică, rod înseamnă trei lucruri. În primul rând, e rodirea de caracter. Pe pom îl cunoști după roade. Vorbeam de stilul de viață, caracterul care se manifestă prin roada Duhului. Ce are roada Duhului? Calități de caracter. A rodi, odată ce ești pocăit, înseamnă să se vadă în manifestarea caracterului tău roade ale neprihănirii. Un caracter sfânt. Sfințenia ta, o doresc în viața mea. Rod, în al doilea rând, înseamnă rodul caritabil, roade de caritate, atunci când facem fapte bune pentru aproapele. Dumneavoastră veți spune, acum, cred că acceptați că dacă nu rodim în Duhul și nu avem calități care să dovedească apartenența noastră, identitatea noastră în Hristos, un asemenea om nu e mântuit sau nu mai e mântuit. Pentru că dacă rodești din firea pământească, zice, dacă semeni în firea pământească, se ceri furtună, moarte. Rezultatul firii pământești este moarte. Cine seamănă din firea lui pământească, se ceră condamnare. Dar chiar și rodul de caritate ține de mântuire? Păi da, pentru că la judecata finală spune cuvântul lui Dumnezeu că s-au înfățișat înaintea Domnului și unii au spus: Doamne, am avut un rod bogat pentru că am făcut minune, am prorocit în numele Tău, am făcut asta, am făcut cealaltă. Și Domnul spune nu, pentru că am fost în închisoare, am fost bolnav, am fost gol. Și când nu ați făcut aceste lucruri acestor frați, neînsemnați ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Iar ceilalți habar n-au avut când în orașul lor, pe strada lor, o fi fost vreodată Iisus flămând, gol sau închis, sau bolnav. Și spune, când ați făcut aceste lucruri, acestor, micuți frații mei, neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Iată, dar, cât de mult contează această rodire a caritabilului, nu numai a caracterului, ci a caritabilului. Și îmi permit să spun, caracterul și caritabilul se leagă una de alta, pentru că nu poți să ai roada Duhului, să ai dragoste, să ai pace, să ai bucurie și să-l vezi pe fratele tău, spunea Iacov, lipsit, flămând, gol, lângă tine și să treci pe lângă el indiferent. Asta vorbește foarte mult despre caracterul tău. Iată, caracterul și caritabilul, rodul acesta, tipul acesta de rod, merg mână în mână. În al treilea rând, rod de convertire. Pavel le spunea romanilor, vreau neapărat să ajung în Roma. Știți că Pavel a ajuns în Roma cu mare risc și de acolo i s-a tras sfârșitul. A spus, vreau să vin în Roma, am auzit de credința voastră vestită, vreau să câștig vreun rod în mijlocul vostru. Sunt dator să vă predic Evanghelia și vreau să câștig vreun rod. Rod de convertire. Iată dar, frați și surori, când vorbim despre a aduce rod pentru împărăția lui Dumnezeu, trebuie să ne privim caracterul, să fim siguri că Duhul rodește în noi, avem roada Duhului, apoi să ne uităm în jurul nostru și să rodim prin fapte bune, să fim cei dintâi în fapte bune,
Și apoi să ne uităm la o lume pierdută și să înțelegem că pe noi ne-a chemat Dumnezeu să împărtășim cu ei Evanghelia și să aducem rod pentru împărăția lui Dumnezeu prin convertire. Acum, haideți să ne uităm la aceste aspecte legate de identitatea lui Pavel în Hristos sau identificarea lui Pavel cu Hristos. Primul lucru pe care îl spune în acest pasaj, în Filipeni 3, Pavel, despre identificarea lui cu Hristos este că el a căpătat această identitate, se identifică cu Hristos în mod exclusiv. Exclusiv. Doar identificarea ta cu Hristos și numai cu Hristos și numai prin Hristos îți aduce mântuire. Ăsta este primul pas al mântuirii. Fără el nimic nu contează. Vedeți? Vorbeam de rod. Știu, le-am auzit parantezele. Dar v-am lăsat să vă chinuiți câteva minute cu ele ca să ajung aici. Sunt oameni în lumea asta cu spirit caritabil, care contribuie, care ajută, nu? Nu uitați, fariseii aveau roade de convertire. Spune că făceau un conjorul pământului să facă un ucenic, dar pe urmă ce făceau din el? Un fiu al Ghenei. În Ioan 3, cuvântul lui Dumnezeu spune că oamenii răi fug de lumină pentru ca să nu li se vadă faptele, dar oamenii neprihăniți vin la lumină să li se vadă faptele, zice, pentru că sunt făcute în Dumnezeu. De aceea Pavel spunea, dacă n-am dragoste, pot să-mi dau trupul să fie ars și pot să-mi dau toată averea la săraci. Nu-mi folosește la nimic. Am stabilit că mântuirea noastră începe și se bazează identitatea noastră nouă doar pe Domnul Iisus Hristos. V-ați gândit vreodată? Nu trebuie să confundăm dragostea cu toleranță. Și nu trebuie să confundăm răutatea cu intransigență. În credință, uneori se cere intransigență. Asta nu înseamnă lipsă de dragoste. Asta este o formă de dragoste. Până și în America ați învățat de tough love. Când îți exprimi dragostea față de oameni, punându-i pe călcâie. Pentru că dacă nu-i pui pe călcâie, dau busnaniad. Și Pavel are niște cuvinte foarte dure. Numai, mie mi-ar fi greu să le spun la unii oameni câini. Poziți-vă de câinii aceia. Părerea ți avea să mă apuc eu într-o zi și să spun, fraților, păziți-vă de câinii, de ăla, de ăla și de ăla. A spune, păi, asta e pastor, domnule, vedeți cum vorbește. Nu, ăsta e apostol și zice așa. Care este motivul pentru care Pavel este așa de deranjat? Cine sunt câinii? Cine sunt lucrătorii răi? Cine sunt scrâșilații? Adică ciopârțiții. Vă spun cine sunt. În versetul 3 spune, cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu. A
Aici se adresează direct și vorbește despre iudaizatori care spuneau că nu poți să fii creștin dacă mai întâi nu devii iudeu. Și legau identitatea sau identificarea mântuirii noastre sau în mântuire nu numai de Domnul Iisus Hristos, ci și de lege. Știți că Pavel a avut o muncă foarte grea, foarte grea. Numai nimeni n-a spus evreilor, Doamne, să nu mai țineți, știu eu, un anumit sabat, o anumită zi de sărbătoare. Ei țineau duminica, se adunau în prima zi a săptămânii, dar mergeau și la templu. Pentru că ziua de evangelizare a lor era sâmbătă. Atunci îi găseau pe oameni acolo și atunci se duceau unde erau oamenii și când erau oamenii acolo să le predice Evanghelia. Nu? Era ziua de evangelizare a apostolilor. Trăiau într-un neam iudeu, până și Pavel a trebuit să facă niște tăieri împrejur când s-a dus la Ierusalim pentru ca să nu fie o pricină de potignire pentru cei tăiați împrejur. Acum, vreau să înțelegem foarte clar, să facem o clarificare. Noi nu disprețuim legea lui Dumnezeu. Noi nu disprețuim alegerea pe care Dumnezeu a făcut-o poporului Israel. Noi nu aruncăm la gunoi preceptele legii. Să știți că tot ce este în lege este și în har. Mai trebuie înțeles puțin diferit. Este în lege, sunt în lege porunci, sunt și în har porunci. Sunt în lege jertfe, sunt jertfe și în har. Înainte să vă mirați, probabil cineva spune, Doamne, în har e o singură jertfă. Nu e adevărat. Este jertfa Domnului Iisus Hristos, mântuitoare, dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune și nouă să ne aducem ca jertfă pe altarul lui Dumnezeu. Toți suntem jertfe pe altarul lui Dumnezeu, jertfe ale închinării. Hristos este jertfa mântuirii, noi suntem jertfele închinării. La templu nu erau doar jertfe de absolvire a păcatului, erau și jertfe de închinare. No. Legea are jertfe, harul are jertfe. Legea are tăiere împrejur și harul are tăiere împrejur. Numai tăierea împrejur a harului este spirituală, tăierea împrejur a inimii, făcută de Domnul Iisus Hristos. Exact cum spune aici Pavel, slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu. Problema mare este că mântuirea nu este prin lege, nu este prin nimic și prin nimeni altcineva decât prin Domnul Iisus Hristos. Ei, apostolul Pavel vine și le spune că identitatea aceasta este exclusivă, că și cei tăiați din prejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Și acum el se prezintă pe sine, își prezintă identitatea de dinainte de a fi mântuit. Sau care sunt lucrurile cu care se identifica Pavel? Ce spune? Păi, eu sunt mai tare ca voi toți, măi, evreilor și neamurilor. Dacă astea sunt lucrurile care mi-ar fi dat o identitate care să mă transporte în împărăția lui Dumnezeu, era mult înaintea tuturor. Pentru că sunt tăiat împrejur, a opta zi. Sunt din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin. Sunt evreu din evrei. Nu sunt convertit la iudaism. Nu sunt prozelit evreu. Sunt născut evreu din evrei. În ce privește legea,
fac parte din categoria superioară religioasă. Dragii mei, când Hristos a venit și a confruntat pe farisei și când Pavel vine și îi condamnă pe acești iudaizatori, nu o face pentru că în vremea respectivă a fi fariseu era un titlu de oprobiu. Nu confundați fariseii cu vameșii. Vameșii erau urâți, vameșii erau detestați. Fariseii erau în frunte, erau lăudați, erau apreciați. Și unul dintre ei era Pavel, dar nu era doar un fariseu, era un fariseu de frunte. Demonstrăm imediat lucrul ăsta. În ce privește râvna prigonitor al bisericii, luptător împotriva ereziilor. După părerea lor, creștinismul era o erezie. Hristos era un impostor, era un fals profet. Cu privire la neprihănirea pe care o dă legea. Acum, dă legea o neprihănire? Sigur că da. Deci, în ce privește neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană, respecta toate principiile și preceptele legii. Acum, niciun om nu este fără minus și fără păcat. Când Pavel spune fără prihană, nu se referă la faptul că el nu avea niciun faliment, nicio slăbiciune, nicio greșeală. Se referă la faptul că în ceea ce privește respectarea ritualurilor iudaice, care îl puneau într-o relație bună, credea el, cu Dumnezeu, le respecta pe toate. Ținea toate lunile noi, ținea toate sărbătorile, era tăiat împrejur, respecta toate poruncile legii care țineau de ceremonii și de ritualuri, aducea jertfe, făcea tot ce depindea de el să fie într-o relație bună cu Dumnezeu. Pavel nu spune aici că n-avea niciun păcat. Pavel spune aici că rezolva problemele păcatelor lor potrivit legii, aducea jertfe și făcea tot ce trebuia să facă pentru ca să îi se dea notă maximă în ceea ce privește legea. Atenție! Legea n-a făcut niciodată pe cineva mai bun. Legea n-a făcut absolut nimic altceva decât să-l arate pe om rău și să-i dea o cale de a acoperi, de a mușamaliza răul din viața lui. Când păcătuia sau odată pe an, marele preot crea o stare de neprihănire pe care Dumnezeu o accepta, a acceptat-o de-a lungul secolelor, până la Hristos. Pavel vorbește despre toate lucrurile acestea și spune, cu astea m-am identificat, pentru astea m-am luptat și am crezut că stau bine, până am ajuns la concluzia că cea mai adevărată religie, în afară de creștinism, care este iudaismul. Iudaismul este o religie adevărată, ne vorbește despre Dumnezeul adevărat, ne dă cuvântul adevărat despre creație, despre tot ce vreți. Vechiul Testament este o sursă de învățătură și de principii divine. Dacă vrei să afli principiile divine, caracterul lui Dumnezeu, îl găsești și în Vechiul Testament. Or, ceea ce vrea Apostolul Pavel să spună este, le-am avut pe toate astea, pe astea mi-am bazat identitatea, legea aceasta, că și tot Pavel spune în Roman, într-adevăr, legea lui Dumnezeu este desăvârșită, este bună. Nimeni nu poate vorbi împotriva legii lui Dumnezeu ca și când să se uite la Dumnezeu și spune, ce lege ne-ai dat, Domnule? Legea Domnului este bună, plăcută, desăvârșită. Dar atenție, legea nu mântuiește, asta este marea problemă a legii. Legea te arată cu degetul și legea îți spune, dacă vrei să supraviețuiești, trebuie să aduci jertfele astea, trebuie să faci lucrurile astea, dar nu te face mai bun și nu te mântuiește. Amână sentința. Și era nevoie de o altă lege, a Duhului Dătător de viață, care nu numai să ne arate cu degetul și să ne spună că suntem păcătoși, dar să ne ierte păcatele, să biruiască păcatul din viețile noastre
și să ne dea capacitatea să ne abiliteze să putem trăi o viață nouă, să-L slujim pe Dumnezeu într-un duh nou. Ei, lucrul acesta nu se poate face decât prin Domnul Iisus Hristos. Și apostolul Pavel predică aici filipenilor și le spune: nu vă luați după acești lucrători răi. În Galateni spune: nu le amestecați, că nu lucrează împreună. Când începeți să vă supuneți ritualurilor legii, adică vă duceți să aduceți jertfe să vi se ierte păcatele, Hristos se dă la o parte. Nu-i așa? Vrei să-ți rezolvi problema păcatelor? Așa s-a rezolvat problema păcatelor, că Israelul a trecut prin robii și prin nenorociri și aproape prin exterminare, prin holocaust, din cauza că nu s-a putut supune firea pământească, natura umană, legii lui Dumnezeu. Atunci Pavel spune: numai prin Hristos viața mea, viitorul meu veșnic, mântuirea mea se leagă doar de Domnul Iisus Hristos. Este o identitate exclusivă. Nu mă pot identifica cu nimeni și cu nimic pentru a fi mântuit decât cu Domnul Iisus Hristos. Nu mă pot lăuda cu nimeni și cu nimic decât cu Domnul Iisus Hristos. Frați și surori, oricine de-a lungul timpului își leagă speranțele veșnice de oameni sau de lucruri, își frânge gâtul, se nenorocește. Să ne ajute Dumnezeu să rămânem ancorați în Domnul Iisus Hristos. Dacă cineva îți cere să te lauzi cu ceva, laudă-te cu Domnul. 2. Identitatea aceasta este posesivă. Vedeți, ori de câte ori noi vorbim despre identitatea noastră, vorbim ca despre lucruri pe care le avem. Noi suntem posesorii identității noastre. Dacă vrem să ne identificăm, spunem: am înălțimea cu tare, am greutatea cu tare, arăt așa. Mă rog, dăm detalii despre identitatea noastră. Sunt fiul lui Cutare, fica lui Cutare, ăștia sunt părinții mei, locuiesc la adresa Cutare, dau cât mai multe detalii și consider că aceste detalii de care ține identitatea mea, care aparțin identității mele, sunt ale mele. Eu posed aceste caracteristici. Când e vorba de identitatea Domnului Iisus Hristos, nu eu o am pe ea, ea mă are pe mine. Și nu există unire cu Hristos fără lepădare de sine. Și să vă spun de ce. Inima omului e nespus de înșelătoare și de deznădăjduirea. Și ori de câte ori noi ne lăudăm cu Hristos, pe aici, pe acolo, introducem și lauda primarului. V-am mai povestit odată o întâmplare cu primarul și cu băcan. Era un băcan pocăit într-un sat și foarte muncitor, foarte apreciat, și el, oricine îl întreba: aveți cutare, aveți cutare, aveți cutare, el spunea: mulțumită lui Dumnezeu avem, mulțumită lui Dumnezeu avem, mulțumită lui Dumnezeu avem. Și într-o zi a venit în inspecție primarul comunei să vadă cum e la băcănie. A văzut că e curat, a văzut că e frumos, că l-a auzit pe băcan politicos cu toți sătenii: da, mulțumită Dumnezeu, avem asta, avem mai altă, avem plină băcănia de toate lucrurile, oamenii foarte fericiți, plecau cu sacoșele pline. Îl ia deoparte primarul pe băcan și spune: bă, băcan, vină puțin. Bă, sunt și eu primar aici. Vezi cum e, mai dau și eu cu un telefon încoace încolo, mai ajut și eu, mai facilitez și eu câte ceva.
Zi-mă de Dumnezeu, că nu e nicio problemă. Dă de dimineață până seara și de seara până dimineață le spui mulțumită lui Dumnezeu, mulțumită lui Dumnezeu. Da, măcar din când în când. Zi și tu ceva și de primar, mă, mulțumită și primarului, măi. Că sunt și eu pe aici primar. Tău, Dumnezeu, 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 primar, nimic. Băcanul când a auzit, a zis, bine, domnul primar. Și s-a întors în băcănie. Și a venit un cumpărător, nu știu ce-o fi cerut, măsline, șuncă de Praga, ceva lucruri care nu se găsesc în băcănie. Și zice, da, aveți cu tare, dar zice, mulțumită primarului, nu avem. Dragii mei, știți cât de tentant este în identitatea aceasta să strecurăm și de ale noastre. Nu multe. Nu multe, că suntem deștepți, suntem teologi. Știm că nu trebuie să ne lăudăm pe noi, știm că nu trebuie să ne înălțăm. Și asta nu înseamnă că nu trebuie să ne apreciem unii pe alții. Asta mă refer fiecare în dreptul lui. Că există și extrema cealaltă. Îi buzunărim pe alții, le luăm pricina de slavă și o dăm noi Domnului. Aia, frate, lauda e numai a Domnului, pleacă de aici. N-ai niciun merit. Te apuca să buzunărești pe alții, lasă-i pe ei să-și dea slava Domnului, fiecare dă pa lui, fiecare se laudă cu Domnul în dreptul chemării lui, în dreptul calităților lui. A cântat foarte frumos mai devreme. Îmi stătea mie acum să vin și să spun, ce, credeți că sunteți ceva? Aveți voci? Sunteți nimic. Dumnezeu e totul, voi lui ați dat slavă. Voi puteți să spuneți treaba asta. Fraților, noi nu suntem nimic, Dumnezeu ne-a binecuvântat așa. Dar mie îmi stă rău, arată de... Ne-am prost să mă apuc eu să îi înjosesc pe alții în slujba pe care eu o fac. Fiecare dă slava lui Domnului. Însă, Apostolul Pavel ne dă un model, ne dă un exemplu cu privire la cum să ne lepădăm de noi înșine și să spunem: ați auzit tot ce am spus despre mine până acum? Ați auzit că sunt un om erudit? Că sunt un om neprihănit? Că sunt un om plin de râvnă pentru Dumnezeu? Că sunt evreu? Că sunt beniamit? Că sunt tăiat împrejur? Că țin legea? Și omul vine și spune, egal, gunoi. Gunoi. Asta înseamnă, frați și surori, lepădare de sine. Pentru că și dacă avem anumite calități, chemări speciale, tot Pavel spunea, de ce vorbești despre ele ca și cum sunt ale tale și ca și când nu ți le-ar fi dat Dumnezeu? Tendința noastră este să punem accentul pe lucrurile identității noastre firești și să ne punem nădejdea în lucrurile pământești. Pavel vine și spune nu. Versetul 9 din Filipeni 3, și să fiu găsit în el, identitatea mea e de fapt identitatea lui. Eu n-am o identitate, eu deja sunt nimic și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Acum, aici iarăși trebuie să fim atenți. Știți ce face Satana cu noi? Când ne ducem într-o rână încolo, înclină doar doar de acolo. Când fugim în partea elaltă, înclină invers, că suntem în prăpastia elaltă. Ăia așa le învârte. Fugi de una și dai de cealaltă. Sunt foarte mulți care spun, păi dacă totul vine... Mură în gură, aveam noi o expresie în România, sau pică pară mălăiață în gura lui Năfăfleață.
Eu stau doar așa și ne cad toate vraiște. Nu. Asta nu înseamnă că Pavel vorbește împotriva responsabilității personale. Pentru că auziți ce spune. Versetul 12. Nu că am și câștigat premiul. Pavel nu e arogant. Să știți că inclusiv această evanghelie a exclusivității lui Hristos și a lepădării de sine și faptul că îi aparținem Domnului, poate să ducă la aroganță spirituală. Mai întâlnești cu un frate, ce faci, frate? Nimic. Domnul face tot. Serios! Tu ești doar așa o pană în aer, dusă încoace și încolo, că doar am citit în Ioan 3 că omul lui Dumnezeu este exact ca vântul, care nu știu de unde vine și încotro se duce. Asta nu vrea să spună că trăiești o viață haos, că trăiești o viață haihui, că nu știi de unde vii și nu știi încotro te duci. Asta înseamnă că transformarea spirituală lăuntrică din tine nu poate fi văzută cum nu e văzut vântul. Dar îi vezi efectele. Când bate vântul, vezi cum se mișcă plantele, cum se mișcă lucrurile, cum... Ok? Îi vezi efectele. La fel e și nașterea din nou, că acolo vorbește de nașterea din nou. Domnul Iisus Hristos. Cum vântul nu-l vezi, dar îi vezi efectele, așa e nașterea din nou, pe care nu o vezi în interior, dar îi vezi rezultatele la exterior, la asta se referă. Asta nu înseamnă că oamenii care sunt călăuziți de Duhul trăiesc o viață ca panamân, dusă încoace și încolo. Că ce spune Pavel? Nu trebuie să fim copii la minte, duși încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Viața haotică nu e o viață cu adevărat creștină. Am dat un frate a lipsit de la biserică cu o duminică înainte și un alt frate îmi întreabă, unde ai fost duminica trecută? Zice, știe Domnul, dar ce tu nu știi? A întrebat fratele. Știm. Nu suntem inconștienți, fraților. Nu suntem inconștienți, nu suntem irresponsabili. Iată de ce apostolul Pavel de la versetul 12 spune, nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Râvna lui Pavel. Alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus, premiul alergării cerești, este viața veșnică. Gândul acesta, dar să ne însuflețească, să pună pasiune, să pună râvnă pe toți care suntem desăvârșiți. Și acum aici iar ajungem într-un unghi închis. Pentru că mai devreme spunea, n-am ajuns încă desăvârșiți, acum noi care suntem desăvârșiți. Și v-am mai spus, fraților, referitor la neprihănire, că există trei lucruri cu privire la neprihănire și sfințenie. Este standardul neprihănirii, care este Domnul Iisus Hristos. El este modelul la care ne raportăm. Este statutul, suntem considerați neprihăniți prin credință și starea de neprihănire zilnică despre care vorbește Pavel atunci când spune mă lupt, alerg. N-am ajuns încă de săvârșit. E vorba de starea pe care o analizez în fiecare zi și împing. Lupt, alerg, mă străduiesc, îmi dau toate silințele. Pentru ca să ajung la desăvârșire din punctul de vedere al stării, ca să onorez statutul de neprihănit prin credință pe care mi l-a dat Dumnezeu cadou și să cresc din ce în ce mai mult până voi ajunge la statura plinătății lui Hristos, la nivelul de desăvârșire. Deci când El spune nu sunt încă desăvârșit, se referă la starea Lui de zi cu zi, în care tinde spre desăvârșire, dar n-a ajuns încă acolo. Când zice voi care sunteți desăvârșiți, se referă la statutul de desăvârșire, de neprihănire, că așa ne vede Hristos, așa ne vede Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și prin jertfa Lui. Și în al treilea rând,
Această identitate exclusivă, posesivă, este și o identitate cognitivă. Spuneam mai devreme că nu suntem inconștienți. Mântuirea noastră ține de exclusivitatea Domnului Iisus Hristos ca autor al mântuirii noastre, ține de dispariția noastră în Hristos, nu mai suntem nimic, ne lepădăm de noi înșine și îi aparținem lui Hristos. Suntem posesiunea lui Hristos. El este totul în noi. Dar în al treilea rând, este o identitate cognitivă care ține de cunoaștere. Și auziți ce spune aici? Versetul 10, și să-L cunosc pe El, asta înseamnă relație, cunoașterea presupune relație, și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Acum, frați și surori, cam înțeleg cum ar fi să te faci una cu suferințele Domnului Iisus Hristos, că trăim într-o lume de necazuri, de suferințe, de dureri și chiar de prigoniri, dacă or veni, nu? Și trebuie să fim înarmați cu gândul de a suferi pentru Hristos. A te face una cu Hristos în suferință înseamnă să accepți să suferi pentru El. Am înțeles. Să cunosc moartea Lui și eu încă trăiesc. Și când voi muri, din punct de vedere fizic, aia nu e moartea Domnului Iisus Hristos, aia e moartea Adamului, a naturii păcătoase care s-a născut în păcat și care poartă în ea consecințele păcatului, chiar când cineva e mântuit, că suntem încă trupuri muritoare, supuse morții și putrezirii. Cum pot să mă fac una cu moartea Lui? Și cum să mă fac una cu puterea învierii Lui? Ei, aici sunt două dimensiuni ale cunoașterii lui Hristos. Prima dimensiune este de ordin spiritual și se petrece aici și acum. A te face una cu moartea lui Hristos înseamnă prin credință să te duci la Calvar și să fii răstignit împreună cu El, să guști moartea Lui față de păcat. Să fii mort față de păcat. Până îl cunoști pe Hristos, ești mort în păcat. Când l-ai cunoscut pe Hristos, devii mort față de păcat. Și învierea Domnului o experimentezi, că dacă ai murit față de păcat, ai înviat față de Dumnezeu. Ești viu față de Dumnezeu. El ne-a înviat împreună și ne-a așezat în Hristos, în locurile cerești, Efeseni, în capitolul 2. Cu alte cuvinte, aici, acum, experimentăm, cunoaștem moartea și viața Domnului Iisus Hristos prin transformarea nașterii din nou, din punct de vedere spiritual. Când Pavel zice, cu lacrimi spun, plâng, că sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Cum te poți purta ca vrăjmaș al crucii lui Hristos? Când nu-L cunoști pe Hristos cel răstignit și nu experimentezi moartea Lui, adică credincioși care trăiesc relaxat și larg. Ei merg pe calea largă și spun că sunt credincioși. Tolerant, care acceptă păcate în viața lor. Oamenii aceștia se poartă ca vrăjmași ai crucii. De asemenea, te porți ca vrăjmaș al crucii atunci când nu recunoști exclusivitatea Domnului Iisus Hristos și spui, trebuie să acceptăm și legea, și tăierea împrejur, și ritualurile, și toate celelalte lucruri ca să fim mântuiți, se poartă ca vrăjmaș ai crucii lui Hristos. Puterea învierii și pătimirea morții lui Hristos se experimentează în nașterea din nou. Un credincios nu poate face dovada identității lui în Hristos dacă n-a murit față de păcat și dacă nu trăiește pentru Dumnezeu. Nu vorbi de identitatea ta în Hristos, de libertatea ta în Hristos, de dragostea ta pentru Hristos, dacă Hristos nu te-a transformat să mori prin crucea Lui față de păcat și să trăiești prin învierea Lui pentru neprihăniri. Ăsta este semnul atitudinii tale față de
moartea și învierea lui Hristos și numai așa poți demonstra identitatea ta reală în Hristos. Amin! Am zis că este în dimensiunea spirituală aici. Vine ziua când va fi în dimensiunea fizică. Vom muri și cine moare în Domnul nu mai păcătuiește nimic niciodată, dar vom și învia în trupurile acestea îmbrăcate în slavă în ziua răpirii bisericii. Lăudat să fie în numele Domnului! Și de asemenea, se va transfera în slava veșnică, în dimensiunea veșnică, unde vom cunoaște toată puterea învierii Domnului, pentru că Hristosul înviat nu mai moare, noi vom învia și nu vom mai muri, exact cum spune Ioan, acum cunoaștem în parte. Dar atunci vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să mulțumim Domnului Iisus Hristos pentru jertfa Lui. Să ne declarăm neputincioși în ceea ce privește mântuirea sufletelor noastre. N-avem cum să o câștigăm, n-avem cum să o cumpărăm. Mântuirea sufletelor noastre se face doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos, numai prin dragostea Lui, doar identificându-ne cu El și cu ce a făcut El pentru noi putem să fim mântuiți. Lăudat să fie Domnul! Odată ce am acceptat jertfa Lui, mântuirea noastră ține și de faptul că nu ne mai aparținem nouă, că nu mai suntem ai noștri, că ne lepădăm de noi înșine, că suntem ai Lui Hristos, că suntem în Hristos, că El e în noi și că viața pe care o trăim aici în trup o trăim spre slava Lui Dumnezeu și doar pentru Dumnezeu. Măriți să fie în numele Domnului! Și apoi, însemnând că ne străduim să-L cunoaștem din ce în ce mai mult, mai intim și mai aproape. Cu cât îl vom cunoaște mai mult, cu atât vom prețui mai mult ceea ce a făcut El pentru noi. Pavel spune aici în Filipeni, le-am considerat pe toate un gunoi, m-am lepădat de ele pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. E cel mai de preț lucru în lumea asta, să-L cunoști pe Domnul. Ne rugăm și cerem ajutorul Lui. Amin.